România lui Nicolae Ceaușescu s-a construit cu 47 de miliarde de dolari. Dacă îl duc la zi acesta, hai să spun, vreo 100 de miliarde de dolari. Din această sumă s-a construit întreaga țară. Fabrici, uzine, școli, spitale, unități militare, porturi, șosele, infrastructură, suprastructură terană hidrocentrale, sistem energetic național. Ce vedem de jur împrejur? Pentru această sumă și pentru restituirea ei, ultimii 5 ani de dinainte de 1989, generația mea a murit de foame. Iar el, cel care a îndrăznit să restituie acest împrumut anticipat, el, Nicolae Ceaușescu, a fost omorât. De cine? Vom vedea. De cei care s-au împrumutat, mai ales din preaderare, însemnând din 1997 și mai accelerat din 2007, cu peste 200 de miliarde de dolari, fără ca nimic să rămână în urmă. Ei, sistemul, această ficțiune centrală. Iar dacă noi am murit de foame 5 ani pentru 47 de miliarde de dolari, dați seama ce urmează. Și nimic nu au făcut de acești bani în mod consistent. Repet, s-a construit o țară cu 47 de miliarde și de peste 200 de miliarde de dolari, plus taxele și impozitele noastre, pentru că înseamnă bonității plăților noastre se împrumută statul, nu s-a întâmplat absolut nimic. Ca să înțelegem unde suntem, de ce suntem, alături de cine suntem, cu ce. Bine suntem de mână! Vot plăcut! Vă urez!